Doamnă și domnule, bine v-am regăsit. Am zis că dacă tot e weekend și e weekend fain, mamă ce mi se aburesc ochelarii, hai să povestim și despre lucrurile faine. Astăzi e ziua Dobrogei. Și pentru că e ziua Dobrogei, am zis, bă, în semn de respect și eu iau tricou cu stema Ardealului. Pentru că regiunile care compun România sunt, de fapt, culturi complementare, recunoscute și de istorie și de geografie, administrativ, teritorial, financiar, nu prea, dar se va rezolva și asta. De ce e importantă o zi a regiunii? Că e Dobrogea, că e Banat, că e Transilvania, Moldova, Bucovina, Oltenia sau chiar București, ziua Bucureștiului. Pentru că ea creează niște avansuri identitare, niște complementarități. Nu înseamnă că sunt mai puțin român sau mai puțin european dacă sunt și clujan sau ieșan sau ardelean sau moldovean. Dimpotrivă, înseamnă să aduc contribuție cu atât mai mare cu cât îmi recunosc identitatea locală, regională, națională în cadrul celei europene. Bun. Și atunci am zis, cred că e o bună ocazie să vorbim despre minorități. Minorități le spun manualele. Eu prefer să le spun comunități naționale. Minorități pot fi, de exemplu, dacă ar veni mâine 40.000 de muncitori din Asia și ar vrea să locuiască în Cluj. Ei sunt o minoritate. Comunitatea națională e un pic mai mult. Comunitatea națională a creat împreună cu majoritatea valori, principii, atitudini, resurse, istorie, de multe ori geografie. Și atunci o să mă ierte unii mai zburnalnici identitari, mai dacă o geț, așa, dacă o să le spun comunități naționale. Povestind despre cât de important este ca aceste comunități naționale să participe și la viața politică, și la viața civică, așa cum au participat secole la rând la viața culturală. Și povestim cu Elek Levente, este candidatul de Cluj, unul dintre candidații de Cluj la Parlamentul României din partea USR, fost președinte interimar al USR, Mare România, și la care toată lumea când aude, Elek Levente, ăsta sigur e udemerist. Nu, este din USR. Bine ai venit, Levente. Servus, Sabin, și bine te-am găsit. Servus. Lumea se așteaptă ca tu să fii înrolat în UDMR. Nu că ar fi un lucru rău. Nu vreau să spun asta și departe de mine. Ci pur și simplu așa se așteaptă lumea. Când colo ești, pivot la USR. Cât e de comodă situația asta pentru tine? Pentru mine e foarte comodă. Nu ne că au fost reacții destul de dure din partea unor membri, nu membri din partid, mă refer cei care mă urmăresc pe Facebook, care mi-au reproșat că ce caut eu în USR, ce caut eu într-un partid românesc. Eu am explicat foarte clar că rolul meu în politică nu este de a face doar politica minorităților sau politica cetățenilor de etnie maghiară. Rolul meu în politică este ceva mai larg. Viziunea mea este ceva mai largă și ăsta e motivul pentru care am intrat într-un partid în care am avut încredere, m-am regăsit cumva în platforma acestui partid, în obiectivele și în scopurile pe care acest partid le urmărește. Mie mi-a plăcut și UDMR-ul o perioadă și nu neg că am votat UDMR-ul, așa cum nu neg că l-am votat și pe Emil Boc de foarte multe ori, până când l-am cunoscut personal și mi-a dat seama că nu mai are sens să-l votez. Eu am votat UDMR-ul și am fost chiar mândru de unii miniștri pe care UDMR-ul i-a dat undeva prin anii 90. Dar mai târziu am fost foarte dezamăgit de politica UDMR. Și în momentul când am decis să intru în politică, mi s-a pliat cumva USR-ul mult mai perfect decât UDMR-ul. Și de ce te întreb? Pentru că lumea de obicei discută chestiunile astea pe care le discutăm noi în afara înregistrărilor sau emisiunilor, la un cafe. Ori eu am zis, bă, hai să fim cinstiți, foarte cinstiți. Uite, eu am întrebarea asta, tu ai răspunsul ăsta și mi se pare cel mai corect ca să aducem în fața oamenilor, unii se vor supăra, alții vor aplauda, nu-i niciun bai, așa, lucruri despre care ei înșiși au gânduri, îndoieli, etc. Bun, și aș merge acum la USR. La un moment dat USR-ul era, sau cel puțin în zonele unde nu sunt compact, care nu sunt locuite compact de alte comunități naționale decât cea română,
era privit ca o șansă. În Cluj, de exemplu, mulți maghiari au votat USR-ul, mai puțin în Secuime, și cred că e normal lucrul ăsta. În același timp, existau niște așteptări vis-a-vis de USR pe tipul ăsta de politici publice, pentru comunitățile naționale altele decât român. Care ar trebui să fie, sau care e abordarea USR-ului pe celelalte comunități naționale? Îmi place formularea ta cu comunități naționale. Noi am inclus în programul de guvernare comunități etnice, tocmai ca să nu folosim cuvântul minorități. Trebuie să recunosc că din 2016 și până acum am primit foarte multe reproșuri din partea simpatizaților noștri de etnie maghiară că nu avem un program, în programul de guvernare, un punct distinct care să se refere la minorități. Mă rog. Și am insistat foarte mult în momentul în care s-a lucrat acum la programul nou de guvernare ca să fie un capitol exclusiv care să refere la comunități etnice. Am și reușit, am făcut parte din echipa care a lucrat pe acest capitol și cei care sunt curioși pot să vadă că USR Plus chiar se gândește la, și la această categorie de cetățeni. Și venim cu niște lucruri foarte clare și foarte concrete pe care vrem să le realizăm. Vrem ca orice cetățean de altă etnie decât cea română să se simtă acasă. Cum? Asta am și spus, acasă în Ardeal, așa am numit grupul care a lucrat aici. Păi simplu, eu nu înțeleg de ce nu se poate utiliza limba maternă în administrație. Când este lege, atenție. Când este lege. În Constituție există un articol special prin care se spune că musai trebuie să se ajungă la asta. Așa. Eu nu înțeleg de ce deranjează dacă în Cluj scriem și Coloșvar, dar nu deranjează în Sibiu că scriem Hermannstadt. Chiar nu înțeleg de ce, pentru că e același lucru și sunt mult mai mulți români în Cluj decât în Sibiu. Nu înțeleg de ce trebuie să ne țin de niște cifre, de exemplu 20% locuitori ca să se utilizeze, să fie obligatorie utilizarea limbii. Nu, noi propunem scăderea acestui nivel la 10%. Și îi prins în programul de guvernare. Ce nu mai înțeleg eu, și asta va fi foarte greu de explicat, și cred că ar fi util și pentru noi ca etnici maghiari, dar și pentru toată comunitatea, predarea limbii române în zonele unde majoritatea sunt de etnie maghiară, de exemplu, ca o limbă străină. Atât timp cât noi o predăm, îi băgăm în cap la un copil de clasa a treia, nu știu, arghezii sau, nu știu, orice altceva, într-un mod în care el nu înțelege, copiii nu o să învețe niciodată limba română. Dați mai spun o treabă. Apropo, fac o paranteză. Îți cer o paranteză. Nu doar copiii de etnie maghiară nu înțeleg. A venit fiul meu la mine și a zis, băi, fain Ion Creangă, dar mie să-mi explic niște termeni pentru că eu nu-i înțeleg. Și a venit după ce i-am explicat, a zis, bine, tata, eu am învățat din Ion Creangă, pe lângă faptul că este un extraordinar povestitor, îmi zice fiul meu, două chestiuni care nu-mi plac. Unu, de ce trebuie să tocesc o limbă din secolul XIX, care nu se mai folosește nici măcar în Moldova, nici măcar în Humulești? Și doi, aici m-a dat gata, este o povestire foarte faină cu la furat de cireșe. Dar de ce nu putea să ceară lui mătușa sa? Nu m-a trebuit să fure? Păi m-a pus pe gânduri pentru că noi nu ne dăm seama, dar copiii noștri așteaptă niște sau un pic de etică de la noi. Ei nu mai sunt copiii pe care eram noi cu praștie după mai știu eu ce ciori sau urcat în nuci până la 20 de metri. Nu. Ei stau pe enter, eventual vor cursuri la pian, eventual fetițele vor la balet și dintr-o dată te trezești în fața unui copiluț care este nu mai matur decât tine, dar mult mai etic. No. Gândește că trebuie să vină copilul de limba maghiară să-ți învețe cu smotocelul și cu ceaslovul și cu... Unde o să le învețe asta? Că dacă mă duc acum la filmă și nu trebuie ce e la ceaslov... Nu știu. Dă pe Google. Asta este. Hai. Și este o realitate de care nu trebuie să ne fie rușine. Ăsta este progresul. Da, asta e o problemă pe care foarte mulți nu înțeleg și așa nu o să ajungem nici să-i ajutăm pe cei care chiar nu vorbesc limba română
sau nu vorbesc corect, ei nu se pot încadra în câmpul muncii, ei nu se pot realiza, ei nu se pot afirma și ăsta e un dezavantaj pe ambele părți. Deci eu cred că limba română în aceste comunități ar trebui predate ca o limbă străină. Oamenii să învețe să comunice, să vorbească simplu, ca să se poată ajuta pe ei și pe cei care, cu care intră în contact. Altfel vom trăi încă 30, 40, 50 de ani, tot așa că ei nu o să vorbească, că nu o să poți să-i forțezi să vorbească. Păi nu, dar și... sunt comunități izolate. Exact, da, sunt izolate. Eu știu, eu am trăit momentele astea, am avut colegi în armată care nu știau două babe în limba română și mă întrebau pe mine ce spune capitanul și trebuia să le traduc. Și mi-era foarte greu să înțeleg, bă, dar și eu sunt unguri, eu am învățat, voi de ce ați învățat? Și mi-a explicat, păi la ei... Nu învață nimeni, deci nu vorbește nimeni. Dacă și românii vorbesc ungurește. Eu am avut noroc, eu am trăit într-o comunitate unde și mi-am făcut vacanțele într-un sat de lângă Cluj, de care sunt foarte mândru și eu n-am auzit cuvântul bozgor niciodată acolo. Să știi că până după 90 nici eu nu l-am auzit. Și eu am făcut și în Târgu Mureș. Respectul pe care l-am învățat acolo, atât respect aveau oamenii unii față de ceilalți, încât dacă era o sărbătoare ortodoxă, bunica mea nu spăla haine să nu pună hainele pe sârmă afară să vadă vecinii că ea o lucrat într-o sărbătoare ortodoxă. Da. Ea fiind probabil catolică sau altceva. Exact. Dar așa se întâmpla și invers. Și vă spun că de Paștile Ortodoxe noi aveam mai multe prăjituri și ouă roșii în casă decât de Paștile Reformate. Pentru că toți vecinii veneau și ți-aduceau. Deci era o relație extraordinară. Ceea ce astăzi... La țară încă se mai păstrează, că știu că și noi mergeam... Noi aveam două Paști, Paștile Române și Paștile Ungurești. Le ținea toată lumea și ne bucuram că noi aveam două ori Paștile. Ca să nu mai vorbesc, să nu-ți mai spun de faptul că beam două șampanii de Revelion. Adică prietenii noștri unguri beau la ora Budapestei și noi la ora României. Și dacă eram foarte, îi va revoie să spun, foarte entuziaș, beam de patru ori. Păi bă, odată bei tu de ziua Budapestei că ești ungur, eu de ziua Bucureștiului că sunt român și după aia beau eu de ziua Budapestei că sunt român și invers. Deci erau patru ture. No, lucrurile alea fac parte acum dintr-o un fel de memorie. Nu știu cum să zic, anecdotică, dar erau foarte sănătoase. Pentru că noi nu ne-am pus niciodată problema până în 90, eu crescând în Târgu Mureș, dacă suntem români sau dacă suntem unguri. Noi eram Sabin, ăla era Gheza, aia era Măriuca, aia era Cilo. Ori chestiile astea ar trebui totuși transpuse în politici publice. Pentru că altfel se va ajunge la, și deja s-a ajuns la un fel de despărțire a apelor. Nu ne urâm, dar ne uităm un pic mai încolo. Adică nu mă uit către Budapesta. Mă uit un pic mai încolo de Budapesta. Nu mă uit către Cluj sau București, mă uit un pic mai încolo de Cluj sau București. Când de fapt noi ar trebui să fim așa. Și români. Da, și tot ce înseamnă diferențe sau alte culturi contribuie până la urmă la bogăția noastră. Deci eu nu văd nimic greșit în asta. Și asta se simte. Exemplu, noi la Cluj suntem foarte norocoși. Foarte norocoși că am putut să învățăm și de la unii și de la alții și suntem mult mai bogați decât alte zone. Eu nu văd niciun rău în asta, dimpotrivă, și eu cred că ar trebui să fim foarte atenți la asta, să prioritizăm oarecum politicile pe comunități etnice și inclusiv, și de-aia am și pus în programul de guvernare și eu nu înțeleg de ce deranjează pe cineva dacă eu mă identific cu comunitatea mea, nu știu, arborând un semn al comunității care mă reprezintă pe mine. De ce ar trebui să deranjeze chestia asta? Eu sunt suporter CFR. Dacă eu pun steagul CFR-ul la poartă, deranjează pe cineva, care e problema? Nu, dar ei se gândesc în felul următor. Vezi, când Tăricianu a înălțat oficial cu prefectul, acum vreo 20 de ani, 15 ani, steagul Maramureșului, toată lumea a aplaudat. Ponta cu steagul Bucovinei, Ponta cu steagul Moldovei, ziua Dobrogei, ziua Olteniei, cu festivalul de umor Pașaport de Oltean, acum ziua Banatului, pe care a făcut-o praf tovarășul ăla de la PSD, că atâta știe el istoria, atâta înțelege. Da? Dar când vine vorba de ziua Transilvaniei, toată lumea, opa, acolo hic sunt leones. Acolo sunt probleme. Da, acolo sunt ungurii. Și paradoxul ăsta este că vin o mulțime de oameni care n-au avut niciodată vreo legătură cu maghiarii, nici măcar nu cunosc vreun maghiar, și spun ție, locuitori aici, împreună cu maghiarii, cu
ce ori mai fi pe aici, domnule, tu ai probleme cu ungurii, nu, cu ardealul nu e ok. Tot timpul se comportă ca la mulți, da? Ca și cu un teritoriu încă disputat. O sistem în Uniunea Europeană. Cu atât mai mult politicile publice acum ar trebui să vină înspre, dacă vrei, armonie. Și mă gândesc, știi că tu zici de 10%. Dar gândește că în Voivodina sunt 2% vlahi, 2% români declarați, deci să zicem 4%, și în provincia autonomă Voivodina, limba română, împreună cu încă 5 limbi, sunt e limba oficială. Da, corect. Da? În Giula, dacă mă duc, în Giula sunt vreo 4.000 de români. Da? E bine că ai amintit de Giula. Eu am dat exemplul ăsta în USR, că eu mă duc destul de des la Giula. Arată-le poze. Le-am arătat și poze. Dă-le poze că nu te Eu am făcut poze în fața primăriei din Giula, unde pe stânga scrie în ungurește primărie și mai departe, cu aceleași litere, în același format, scrie în românește. Și am vrut să fac poze. Și a venit cineva la mine și a zis că, păi, știți, n-aveți voie. Într-adevăr, era un indicator și m-a observat că nu-i voie să faci poze. Nu știu din ce motiv, dar nu era voie să faci poze. Și am spus, uite de ce vreau să fac poze aici. Și am întrebat, este o lege care vă obligă să faceți asta? Și răspunsul a fost dezarmant. Ca să respectăm pe oamenii care trăiesc, muncesc alături de noi, trebuie să ne dea cineva o lege? Și sunt undeva la sub 2%. Exact. Sub 2% români în Giula. Acum să revin la... Giula fiind, pentru cei care nu știți, un oraș din estul Ungariei. Unde există cea mai mare comunitate de români, practic. Cred că e cea mai mare comunitate, dacă nu mă înșel, de români. În zonă, cu Mikerec, da. Și cu ceilalți. Da. Ei, eu am fost, cred că, primul ungur din USR. N-am simțit niciun fel de problemă. Sincer, dar am avut așa o reținere că, băi, clar o să fie o reticență și așa mai departe, dar, sincer, n-am simțit deloc chestia asta. Faptul că eu am ajuns să fiu președinte, să obțin cele mai multe voturi la Congres. Mai multe chiar decât Nicu Șordan. Da, asta a însemnat că aici nu contează ce limbă vorbești, contează ce exprimi. Și colegii mei au înțeles foarte bine asta. În momentul când am organizat congresul de la Cluj, a fost un moment foarte interesant, pentru că eu am vrut să-i dau cumva o tentă din asta de multiculturalism și că congresul va avea loc într-un oraș multietnic. Discuția congresului a început odată la prima întâlnire care am avut-o eu la București. Am fost nemulțumit de modul cum a fost organizat. Sincer, eu ca ardelean obișnuit cu toate făcute așa la marele fix, eu am fost... De organizare am fost foarte mulțumit. Nicușor, nu te supăra, când mai faci o adunare din asta națională a useriștilor, lasă-mă să organizez eu. Nicușor nu a zis nici da, nici nu, dar în momentul în care s-a terminat alegerile în 2016 și m-a sunat să mă felicite pentru ce am realizat la Cluj, mi-a zis, Levi, n-am uitat despre ce mi-ai spus tu și să te gândești, primul eveniment pe care îl facem, poți să-l organizezi tu la Cluj. Și am zis, era un team building care se preconiza. Și zice, uite, dacă vrei, poți să faci team building-ul care urmează în ianuarie. Zic, nu vreau team building-ul, vreau congresul. Congresul mă interesează. Ok, te susțin pentru congres. Ei, sigur, am făcut un program, o prezentare și așa mai departe. Am câștigat că a fost democratic, s-a votat dosare, prezentări și așa mai departe. Și în momentul când era deja aproape congresul, am intrat în legătură cu Biroul Național într-o ședință și mă întrebau, Levin, dar spuneți detalii, că nu i-a cerut nici bani, nu i-a spus nici unde cum va arăta congresul ăsta, unde se va desfășura, ce locație, m-am întrebat. Și am spus, se va desfășura în Teatrul Maghiar de Stat. În momentul ăla, toată lumea în birou s-a făcut liniște. Și Nicușor a zis, bravo, Levi, să știi că îmi place ideea asta. Mi se pare corect. Ei, și ideea asta a fost. Dar în ultimul moment, Teatrul Maghiar ne-a respins cererea și a trebuit să ne mutăm la Florin Piersic. Dar asta era ideea mea, să se facă în Teatrul Maghiar, ca să arătăm că noi suntem o formație politică care includem pe toată lumea, la noi nu contează ce limbă vorbești, contează ce exprimi. Dar toate materialele pe care le-am făcut pentru congresul respectiv au fost în română, germană și maghiară. Mi se pare toate. Dar vezi, aici cred că un maghiar care face parte din UDMR ar putea să-ți dea contraexemplu partidul la Most Híd din Slovacia. Un partid care... Slovacia avea UDMR-ul ei, da? Și un alt partid care a venit și a zis, da, și noi suntem cu maghiarii, n-au mai intrat nici unul în Parlament și de acolo, sigur că da, acolo au fost niște orgolii, au fost multe, multe mărunțișuri de astea de supreș, dar
a rămas imaginea că, bă, dacă ungurii nu sunt uniți, nu mai intră UDMR-ul slovac sau UDMR-ul românesc în Parlament. În Parlament. Ce ne-o face? Chestiune care chiar te pune pe gânduri. Adică nu-i văd pe oamenii ăștia care gândesc așa niște rânceți la suflet. Nu, ei își pun problemele foarte pragmatic. Normal. Pragmatic, da. Ori ce îi răspunde unui om care gândește așa cum ți-am zis eu? Păi întrebarea asta și mie mi s-a spus. Pentru că eu nu nec, sunt în relații bune chiar cu parlamentari, cu politicieni din UDMR, avem o relație cordială, amicală și înainte de europarlamentare, unul dintre liderii UDMR mi-a spus, Levi, dacă noi nu facem praguri și nu intrăm în Parlament, să știi că tu ești de vină. Zic, nu eu sunt de vină. Voi sunteți de vină că voi ați votat alături de Dragnea, nu eu. Nu sunt eu de vină. Voi sunteți de vină că voi ați promovat o politică care nu mai corespunde așteptărilor celor care v-au votat până acum. Eu am fost în foarte multe întâlniri cu tinerii din UDMR, am fost invitat la diferite activități și am văzut o deschidere foarte faină față de USR. Și sper, convins că foarte mulți ne votează. Dar asta nu pentru că, doar pentru că suntem noi nu știu cât de buni. Nu, pentru că ei au cumva așteptarea să vină cineva să facă mai mult decât UDMR. Iar UDMR i-a dezamăgit. În ultima perioadă, UDMR a dezamăgit pe foarte mulți unguri. Deci, pe unii a dezamăgit, pe alții e fericit. Pe alții, da, e corect. Nu există unanimități și bine că nu există unanimități, că pe ultimul care a impus unanimitatea l-a împușcat așa de Crăciun. Bun. Eu mă aștept să vină și Chelemea Hunor aici să-l întreb despre USR. Adică să fie o discuție și să fie la sfârșitul campaniei electorale să existe o privire de ansamblu a omului care se uită la emisiunile astea, să zică, nu, am văzut aia, am văzut aia, am văzut aia, am văzut aia, nu, acum trag linie, să vedem ce de cu plus, ce de cu minus, cum votez. Mă gândeam acum, totuși ce trebuie schimbat pe lângă manuale? Mă uitam și la ziua Dobrogei, mai fac o paranteză. Ziua Dobrogei e aleasă în 14 noiembrie, pentru că atunci am luat-o de la bulgari, zicem noi. În același timp, în manuale se scrie a revenit României. Bă, tată, nu a fost niciodată a României. Au fost câteva decenii la Mircea cel Bătrân și atât. Nici măcar îmi scria unul pe YouTube foarte supărat că ce, că noi, da, ce și spui. Mă, băiete, acolo era Sciția. Acolo e... No, ghinion. Și dacă luăm așa, daci încă se mai băteau cu sciții și mai... Sciții erau un pic mai sălbăticuți, urmașii lui Hercule, ziceau anticii greci, și te cam jupuiau și te mâncau. Dacă noi am scris adevărul manuale, dacă noi am încercat să facem din educație un fel de mână întinsă, un salut întins celuilalt, da, să arătăm că diversitatea este o chestiune extraordinară. Diversitatea asta culturală, numai că trebuie să demonstrăm și va fi, nu va fi greu de demonstrat, dar va fi insuportabil pentru unii dacă demonstrezi că toate culturile în țara asta sunt egale. Așa cum în Europa și în lume toate culturile sunt sau ar trebui să fie egale. Ori aici cred că e problema. Lumea se așteaptă să vină USR-ul cu niște politici publice antihoție, da? Sau anti știm noi ce, că la Dâmbovița voras. Am venit! Am da, ai văzut cuvintele ăla de la Dâmbovița și bă, băiatule, țara mea de Dâmbovița, zici tu fără hoție? Păi și da, gura mea ce mai mănâncă? Păi n-ai voie să vorbești de fune în casa spânzuratului, nu? Da, mă, dar dacă schimbai, dacă ziceați, vrem o Românie fără corupție, vineau ăștia aceia, domnule, discriminați corupții? Da. Că pe hoție ați discriminat, clar, și voras. Asta cu discriminarea e o chestie foarte spurcată. Interesantă. Foarte interesantă. Eu am observat o chestie foarte interesantă la Bolaton. Nu știu dacă ai observat. Am fost acolo. Ei, mie mi-a plăcut o chestie comercială acolo. Deci, cum e lacul amenajat? Deci, primul rând de servicii, deci de restaurante, baruri, cafenele aproape de lac, sunt ale comunităților locale, nu ale privaților. Privații au o zonă la 30 de metri, 50 de metri mai în spate. Și pe mine m-a surprins chestia asta. Îi vedeam pe toți tinerii care vindeau acolo cu tricouri pe care se era comunitatea locală, nu știu cum. Și la un moment dat, bă, dar stai un pic, ce înseamnă asta? Și zic, păi, toată afacerea asta ce o vezi tu aici este a comunității locale. Și zic, bine, dar nu e o discriminare față de privați. Nu. Nu, nu. Nu. Pentru că privatul vine în sezon, face banul și a plecat. Dacă afacerea asta e a noastră, banii ăștia îi face comunitatea, rămân în comunitate, se dezvoltă comunitatea.
Și nu trebuie să ne ajute pe noi statul extra sezon, că noi nu mai avem cu ce să ne ocupăm, că asta e singura noastră activitate, turismul care ține câteva luni. Și așa, statul ungar a ales să discrimineze în ghilimele pe privatul ăla care ar fi venit să facă afaceri aici, dar a ținut cont de întreaga populație care nu mai trebuie să-i ajute pe ăștia, că ăștia se ajută singuri, se susțin singuri. Deci foarte mulți îl contestă pe Orban, dar Orban are cap. Deci în unele chestii face... Păi, o făcut chestia senzațională, de exemplu, cu primașii. Mai mulți romi, foarte tari cântăreți, și o paranteză, iar o paranteză, mă duc din paranteză în paranteză, da? Să știți că singura orchestră pe care am văzut-o ridicându-se în picioare și 100 de oameni cântând Ciocârlia lui Dinicu, este orchestra celor 100 de viori din Budapesta. Cum s-a format? Aia, când a murit cel mai mare primaș, da, primașul la vioară, la cetă, la ce vezi voi, dar din Budapesta s-au adunat țigan, rom, cum vrem să... Eu zic cu o deosebită stimă țigani și îmi place la nebunie muzica țiganească, și s-au adunat acolo și au făcut ad hoc o orchestră, și când au văzut ce succes au avut și lumea cum stătea extaziată, au format și acum merg în turnee internaționale. Bun. Și atunci a venit Orban și a zis, băieți, fii atent, oamenii ăștia n-au nici carte de muncă, n-au asigurări, dar dacă tu ești patron de restaurant și angajezi un primaș care să cânte live în cârciumioara ta, ai niște facilități uriașe. Fiscale, da. Și acum, eu când am fost ultima dată în Budapesta, da, am intrat într-o crâjmă repede să mănânc ceva, că era rupt de foame, veneam de la Viena, și acolo era atmosferă de alde la Belle Époque. Și am zis, bă, tată, dar peste tot e așa? Și amicul meu din Târgu Mureș, care stă de ani buni acolo, de 30 de ani, zice, bă, peste tot o să vezi asta. Pentru că dintr-o dată și-o dat seama patronul că, bă, nu doar că iau facilități, am facilități. Atrage și clienți. Uite câți clienți vin. Așa e și la Bolotan. Nu doar că vin de la produsele locale, dar aproape în fiecare sat este un muzeu, da, care se vizitează. Aproape în fiecare sat ai ce face chiar dacă plouă, ceea ce e mare lucru. Da. Da? Merg în Eger, de exemplu, da, merg la Muzeul Marțipanului, acolo sunt medalii de aur peste tot. Este altceva. Și noi putem face chestia asta cu o condiție. Să învățăm că trebuie să învățăm. Da, noi încercăm să fim mai catolici decât papa. Noi interpretăm și sucim fiecare termen așa cum ne place nouă. Ultra-reglementăm. Exact. De exemplu, nu știu dacă ai observat tot în Ungaria, comerțul cu tutun. Am văzut. Deci, numai Nemzeti Magyar Dohánybolt. Atât. Magazinul de țigări. Exact. Nimeni altcineva nu poate să facă afaceri cu țigări în Ungaria. Ce-a zis Orban? Băi, vin marile companii, fac afaceri cu tutunul nostru, își iau frumos profitul și au plecat. Da. De ce? Da, ei vând și benzină și uși, da, și tot. Exact. Dar și pe mi s-a părut un pic ciudat că dacă trebuie să cauți chioșcul ăsta unde să vând țigări, tutungeria națională, că așa se numește, tutungeria, da, națională, că nici în benzinării, nici în supermarketuri nu există țigări. Știu. Nu există. Numai... Dar să te ferească Dumnezeu ca fumător să rămâi la ora 11 fără țigări. Dacă se închid. La 12, da, se închid, dacă nu? La 12. La 9 s-a închis. A, nu știu exact. Mi-o dat așa că era 91 minut, dar deja mă gândeam, n-o lasă că mai am încă 80 de kilometri până în Austria și opresc la prima benzinărie și eu. Dar e foarte sănătos. Adică, da, știi, acolo se vinde tutun. Așa, da, era și la noi. Și economic e foarte bine, pentru că banii rămân acolo și hai să fim serioși, la ce investiții se fac în Ungaria. Noi ne uităm la ei, dar uitați-vă cum fac autostrăzile, uite-te cum fac absolut toate investițiile majore, pentru că eu de multe ori l-am explicat la colegii din USR, care e diferența între Orban din Ungaria și era Dragnea la noi. Păi Orban, nu poți să-i spui că e un sfânt. El ia un proiect, îl dă la prieten într-adevăr, dar le spune, atunci îl termini. Atât ai partea ta, atât ai partea mea. Dar la ora asta... Zici că face asta? Face. Face. La noi, nu. La noi tot la prieten se dă, dar nu este niciun termen, nici o limită, fiecare face ce vrea și nu se face proiectul respectiv. În Ungaria se face proiectul. Uitați-vă cum a venit cu autostrada până la graniță. Da, mă, uite, tu lucrezi pe chestia asta rutieră. Da. Da? Explică-mi și mie cum ei pot să facă 150 de kilometri pe an în medie de autostradă și noi cred că n-am făcut 150 în 10 ani. De ce? Acolo este Modior Asfalt, cum e CNR-ul, da, CNR-ul, da, nostru, da, numai că am înțeles că l-ai privat, nu poți numi politic.
Da, acum discuții sunt foarte multe, nici nu cunosc foarte bine politica din Ungaria, dar din ce informații am, da, și acolo există corupție, și acolo se dau contractele cu dedicație, dar urmărește contractele, chiar dacă sunt date cu dedicație, să se realizeze. Și acolo chiar se realizează. Acum, care e motivul pentru care ei reușesc? Sunt foarte multe de adăugate aici. În primul rând, sunt mai organizați și mai serioși decât noi. Asta e clar. Deci sunt mai organizați și mai serioși decât noi. Noi nu suntem. Cred că noi facem și foarte multe proiecte în astea de mare anvergură cu care să ne lăudăm în campanii electorale, cum e metroul la Cluj. O să discutăm despre metro și peste 20 de ani. Și tot nu va fi metro. Doamne ferește! Eu așa zic, că nu va fi. Și chiar citeam într-o zi cum au făcut nemții în Wuppertal și ei vreau metro acum 25-30 de ani. Și SUDFS Habitat le-a spus clar, e foarte greu de realizat, foarte costisitor și nu se amortizează. Asta va fi și la Cluj. Eu așa zic. Poate că era mai interesant un traseu, așa cum vezi, în Strasburg, suntem acolo cu populațiile, da. Da? În care să ai, nu știu, un tramvai cu 15 vagoane sau cu 10 vagoane sau cu 7 vagoane, cu trame adevărate, să te ducă din Gilo până... Da, asta nu pot vorbi pentru că nu sunt specialist. Și n-are rost să mă bag în ce nu știu. Da, uite, ca să nu mai dau exemplu Ungaria. Dau exemplu Croația. Și aia, pe primul loc, coruptă. Dacă merg acolo, merg pe autostrăzi. Mă duc în Slovenia, îi au străpus munții. Și te uiți și zici, bă, dar păi, voi nu erați ăia la fel de comuniști ca și noi? Bine, nu chiar așa de tântălăi ca Ceaușeștii. Nu, era altceva un pic. Dar pe acolo, da. Tot comuniști erau. Da, tot comuniști erau. Bulgarii tot comuniști au fost. Da. Ei au făcut autostrada cu 2 milioane, noi o facem cu 20 de milioane de euro kilometri. Da, dacă ne dăm exemplu că, uite cum se fac autostrăzi în Ungaria, ceva. Bine, mă, dar acolo e șes. Că nu-i șes, că e mlaștină, e mai greu. A zis, bă, dar uite, o făcut Croația, o trecut prin piatra aia, prin munți, peste tot, prin tot ce era acolo. Acolo, care era problema? Deci noi nu, odată nu putem că nu-i șes, odată nu putem că-i munte. Noi tot timpul găsim motive de ce să nu facem ceva. În loc să găsim soluții, cum să facem ceva. Asta e diferența între noi și ei. Din păcate, da, e diferență. Și eu de multe ori când veneam spre casă, momentul când treci granița, deja se simte. Da. Se simte. Pentru că e cu totul altceva. Se simte, dai de prima căruță și încă acum e ok. Dar amintește-ți că veneai din Borș și era ceva avicolă pe acolo și un miros de la împuțicios, da. Că simțeai, te simțeai jenat față de copiii care stăteau pe bancheta din spate sau față de nevastă. No, am intrat copii în România, știm, pute. Și dacă tot ai zis de domeniul în care lucrezi și care e diferența între ei, că ei pot și noi nu putem, uite, de exemplu, în domeniul în care lucrez eu, ca să ai o firmă de transport licențiată în Europa, trebuie să îndeplinești 3 condiții. Prima condiție este onorabilitatea. Deci fără asta nu o să primești licența niciodată. Și acum o demonstrezi. Asta trebuie să ai un manager care să fie licențiat, să fie pregătit profesional, care să demonstreze că nu a avut abateri, nu a avut condamnări, tot felul de criterii pe care trebuie să le îndeplinești și doar el, managerul, poate să obțină pentru tine și să garanteze că firma asta va fi onorabilă pentru că o conduce el. Am înțeles. Așa poți să ajungi. Ei, asta trebuie să facem și noi în orice domeniu. Primul lucru când angajezi un manager, primul lucru trebuie să conteze onorabilitatea. Bun, dar tu vorbești de manager, eu vorbesc de politician. Dar și în politică la fel. Uite-te că ăla care a făcut trafic de carne vie, da, e mare consilier pe nu știu unde, consilier județean. Alta în clasa 11-a rămasă repetentă la 45 de ani, da. Era în clasa 11-a, e consilier județean. Ăla la care își bătea copiii lui primar, ălalalt care era cu pornografie infantilă și ăla a câștigat alegerile, la noi problema e și la bază, la prostul care votează. Corect. Și la prostul care e votat. Deci, asta nu se va rezolva într-un an, doi, în cinci. Se va rezolva în timp. Dacă noi de acum o să punem accent pe onorabilitate, pe moralitate și mai departe, în câțiva ani o să îi educăm și pe cei care nu pricep chestia asta. Pe mine de foarte multe ori m-a întrebat colegii, pentru că eu am inițiat codul de integritate în USR. Și am avut foarte multă bătaie de cap cu colegii, că ce străbăție cod de integritate? Și le-am explicat. Și de moralitate. Și, dar cum definești tu moralitatea? Fraților, e foarte simplu de definit moralitatea. Dar pentru ei era, pentru mulți dintre ei era ciudat. Bă, dar de ce ne batem noi capul cu cod de integritate? De ce ne facem noi încă o regulă care poate o să ne încurce mai târziu? Nu o să ne încurce. O să ne ajute.
o să ne trieze și o să ne ajute ca să promovăm oameni care într-adevăr sunt integri și în care putem avea încredere, că altfel vom fi identici cu celelalte partide. În câțiva ani acolo vom ajunge, dacă nu setăm niște reguli, niște standarde foarte, foarte clare. Da, și oricum lumea e tentată să spună, bă, toți sunt la fel, las exact. Că știm noi. Da. Știi, exact ca la 5G sau COVID, știi? Toți aia care au fost în ultima bancă și de-abia au trecut cu că nu era voie să-i lași pe timpul lui Ceaușescu corigenți sau repetenți, toți aia au devenit mari specialiști în fizică cuantică și mari specialiști în medicină. Așa e și cu la partide. Da. Toți sunt la fel, toți sunt hoți. Din păcate, asta se simte și în USR și nu, eu scurec și o spun, și la noi este o masă de oameni mediocri care sunt foarte vocali. Și din păcate, ei de multe ori țin cumva discursul în partid, pentru că fiind foarte vocali și au și timp, pentru că ei nu sunt foarte ocupați, ei n-au profesii, ei sunt freelancer, ei sunt toți manageri de proiect, parcă nu știu ce proiecte ar fi făcut ei, dar au timp tot timpul să discute tot felul de subiecte. Ei, oamenii ăștia ar trebui puși la locul lor. Eu am fost președinte și la Cluj două mandate, am fost și la Național, am încercat să țin oamenii ăștia cumva la locul lor, adică tu avem nevoie și de tine. Poți să lipești afișe, poți să faci campanie, poți să faci ceea ce ești tu bun. Dar nu vii tu și ții discursul în partid, pentru că tu nu ești pregătit pentru asta. Tu nu ai viziune. Și nu te-o sudui nimeni. Ba da, m-au foarte multe probleme. Păi dar nu știu dacă... Adică n-ai din să știi. La un moment dat a fost o discuție. Veneau foarte multe cereri la partid, la secretarul general și la mine. Domnul președinte, să ne alocați și nouă din bugetul partidului 5.000, 6.000, 3.000, 4.000, nu știu. S-a adunat foarte mult și am zis odată, bă, stai, trebuie să discut cu oamenii, dar de ce trebuie să le dau eu bani? Și am întrebat, bă, da, eu sunt președinte interimar, eu trebuie să conduc partidul ăsta fără să fac mare ezarvă până la următorul congres. Deci eu nu pot să iau decizii foarte importante, dar administrarea partidului pot să o țin. Și am zis, bă, eu susțin orice proiect și sunt dispus să semnez pentru orice proiect care îl văd fezabil. Aveți un proiect pentru ce îmi cereți bani? A, nu avem niciun proiect, dar așa să avem și noi acolo la partid niște bani. Și răspuns, eu am ieșit public atunci pe Facebook și am spus, fraților, toți cei care mi-ați cerut și mi-ați trimis cereri ca să vă aloc bani, am un singur răspuns pentru voi. La muncă nu l-am întins mâna. Aoleu. Ți-ai luat-o. Wow. Fai, ce început că... Wow, au venit ungurul de la Cluj să-mi dea o lecție. Uite ce obraznic e, uite ce... Asta apropo de comunități naționale. Da, uai, de capul meu. Nu știu, eu am spus așa în clubă, băi, la muncă, dacă aveți proiecte, vi le finanțez, adică sunt dispus să... Dar așa numai să ai bani de protocol. Dar așa să ai tu bani acolo la filiala ta din nu știu unde, asta nu pot să fac, pentru că eu răspund pentru ceea ce semnez, nu e chiar așa. Și nici nu erau, în momentul când am fost președinte, nu erau sume mari la partid, pentru că după a venit PSD-ul cu... A schimbat ăștia cuvântul din buget, din venituri la PIB. Exact. Și în momentul ăla a explodat. Da, da. Și au venit sume consistente. Da, într-adevăr, sunt sume consistente. Într-un fel, da, e bine că... Dar ție se pare corect să fie așa de mulți bani dați la partide? Nu. Pentru că, hai să fim serioși, n-ai voie să faci în campanie electorală să spui bannere, mash-uri și chestii de-astea. De ce nu să face politică pe banii lor, nu pe banii mei? Da, și asta e o chestie. Eu, de exemplu, dacă sunt candidat și sunt pe un loc eligibil, înțeleg să îmi sponsorizez campania ca să ajung să câștig. Da, da, și partidul trebuie să ajute. Da, sumele, într-adevăr, sunt foarte mari. Într-un fel, e bine că statul român finanțează activitatea politică. Pentru că dacă nu s-ar finanța activitatea politică, mai ales că noi avem tendința asta de corupție, s-ar putea să nu ajungem ca americanii, că la americanii e foarte bine că vin oamenii de afaceri și susțin financiar politicul. Da, legea lobby-ului. Da, dar la noi ar veni și pe urmă ți-ar cere. Și la noi e foarte simplu să ajungi de la lobby la trafic de influență. Da, bine, deci... aici vin și eu și zic, bine, păi eu îți dau timp de 4 ani de mai știu câte mandate, îți dau aproape 5.000 de euro pe lună. Și acum vii dintr-o dată să-mi spui, nu mai dăm niște bani, că nu mi-au ajuns aici, n-am putut să pun și 1.000 de euro pe lună pentru campanie electorală, mie mai dăm câteva milioane de euro. Lumea așa gândește. Da. Și asta trebuie explicată foarte, foarte cinstit. Băieți, dacă nu luăm bani de la stat, vin băieții cu grupuri de interese, dar pe de altă parte și se iau foarte mult prea mulți bani de la stat.
Da, da, într-adevăr, acum sumele sunt consistente, și dar lumea nici nu știe cum vin, sub ce formă vin acești bani și care sunt cheltuielile eligibile. Foarte puțin, eu am văzut și în partid că foarte puțin știu ce înseamnă suma forfetară, care sunt cheltuielile eligibile din suma forfetară. Lumea nu e prea interesată de asta. Lumea vrea să simtă politica în viața proprie, că trăiește mai bine, că are prețuri mai mici, că are condiții mai bune, mă rog, condiții în spital și mai departe. Nu interesează pe ei. Noi discutăm asta, eu și cu tine, pentru că suntem mai implicați în chestia asta și... Păi acum când o să vină, când vine vremea de, trebuie să îndrămâim fiecare bani, mă uit și la CCR, că Dorneanu câștigă mai mult decât Macron. Da. Da. Dorneanu câștigă 16.000 de euro pe lună și Macron, sărăcuțul de președinte al Franței, numai 15. Da? Mă uit la tot. Eu n-am înțeles, în 2016, de exemplu, eu puteam să candidez la parlamentare, eram președintele filialei, eram cel mai bine cotat și toți ziceam, dar tu de ce nu candidezi? Și am stat și mă gândeam, stai un pic, mă, eu am o poziție bună, sunt plătit bine, am un salar mare, să mă mut eu la București acum, aveam așa o reținere. Dar nu înțelegeam de ce se zbate lumea să ajungă acolo, pentru că salarul era mic, era mai mic decât salarul meu. Mă gândeam, de ce? După aceea am dat seama, stai un pic, că pe lângă salar sunt foarte multe avantaje pe care poți să... 1.000 de euro pentru chirie și dacă nu stai acolo. Exact. Și multe altele. Sunt 28.000 de lei lunar, sumă forfetară, pe care fiecare și împarte cum vrea de multe ori mușchii lui și așa mai departe. Ei, eu abia atunci am dat seama, bă, stai puțin, că lumea nu din atâta dragoste pentru țară și pentru salarul ăla de... 2000, cam atâta, era 2000 de euro. 1900 era atunci, după aia au crescut. Era un salariu foarte mare. Întrebarea vine normal și acum, de ce candidez? Acum? Da. Păi, îți spun, e foarte bună întrebarea. Păi, atunci m-am dat la o parte. M-am dat la o parte și am lăsat pe alții, sincer. N-am fost foarte mulțumit de parlamentarii pe care am avut. Sunt parlamentari de care sunt foarte mulțumit, dar sunt parlamentari de care n-am fost mulțumit. Și am zis, bă, eu cred că aș putea să fac mai mult. Și te-a vrut să merg acolo. Pot să fac mai mult. Și ce nu-mi place mie în politica asta? Politica pe Facebook. Eu aș vrea ca politicianul să nu vină să-mi spună mie pe Facebook în fiecare zi, a, uite am făcut asta, uite am făcut... Nu, să simt eu ca cetățean în viața mea că tu, politicianule, ai făcut ceva. A, știi ce înseamnă, nu? Știu. Aia înseamnă să nu mai înrup planetara când mă duc pe drumurile exact. Patriei. Dacă o duc pe mama la spital, să nu-mi ție curul că sunt nozocomiale, să nu mai streseze fiica mea care e în clasa 8-a și o zic, bă, tata, bă, din clasa 0 până acum n-am avut niciodată manuale, să-l văd pe unchiul meu care zice, mămăliga e că iară vine seceta, iară vine soarele, iară vine ploaia, iară vine nu știu cum. Nu, tată, se poate face agricultură de performanță, adică vorbim despre niște politici publice imediate. Da. Irigații, educație, sănătate, asta se poate face. Eu discuția asta am avut-o și eu apreciez, de exemplu, ce făcea sau ce face Emanuel Ungureanu pe sănătate. Dar eu zic că nu e treaba parlamentarului să spună, adică să rezolve mizeria din spitale. E problema de management asta. Dacă tu, ca politician, ca responsabil politic, nu știu, primar, prefect, prim-ministru, ce ești tu, setezi niște reguli, niște principii cum să ajungă la conducere managerii respectivi, nu mai e treaba ta să schimbi capacul la WC-ul la Spitalul Județean din Cluj. Da, pentru că e treaba lui. Da, numai că aici îi dau dreptate lui Ungureanu. Și spun de ce? Pentru că la 9% voi nu schimbați nimic. Corect. La 9% vă dau ăștia de pereți și PNL-ul și PSD-ul de nu vă vedeți. Și atunci singura posibilitate este să creezi acea presiune publică, să spui, băieți, sunt aici, uite cum au pus ăștia, cazul ăla celebru, când au pus tri de alea de budă, căscătoare de alea, în aceeași încăpere. Chestiile astea trebuie arătate, că dacă nu, nu le credem. Da, e adevărat. Dar eu asta spun că eu nu văd asta treaba parlamentară. Eu aș veni cu niște măsuri, o legislație care să regleze modul de angajare a managerilor în instituțiile statului. Ideal. Lucrează, deja se lucrează în USR, Cristian Zailer, colegul meu, lucrează la un proiect și o să fie... Sigur, nu știu dacă o să reușim să-l și implementăm, pentru că... Dacă o să aveți undeva la 20, 22, 25, 22%... Da, păi asta va fi important. Asta va fi important pentru că dacă noi nu obținem undeva, cum spui tu, în jur de 21-22%, PNL-ul va face guvernare cu UDMR și cu PMP. Pentru că e mai confortabil pentru ei
să guverneze cu UDMR. O să primească cultura și încă poate un minister pe undeva, subsecretar și așa mai departe, și le-au închis gura. La fel și cu PMP, pentru că PMP nu poate să ridice mari pretenții. Ei, cu noi nu va fi chiar așa de simplu. Pentru că noi o să avem pretenții dacă ajungem la guvernare. O să avem pretenții la ministere serioase, o să avem pretenții la niște principii care vrem să fie implementate în următoarea guvernare și vom veni cu ceva foarte interesant. Oameni pe care noi vrem să îi vedem în guvern din partea lor. Pentru... Aoleo, abia aștept să te văd povestind cu Florin Roman, care îți vine cu Avram Iancu și cu spiritul nu știu care, la orice, la orice argument al tău. Să știți că discuțiile astea deja au fost. Noi deja am avut discuții și în loc, în unitățile unde am colaborat cu ei la locale și am spus clar, da, noi colaborăm, facem cumva o înțelegere cu voi, dar dacă voi aveți o persoană care e non grata pentru voi, din partea noastră ne spuneți și îl retragem, la fel și noi, pentru că altfel nu se poate. Adică eu nu văd cum am putea noi să susținem, nu știu, un penal într-o funcție ministerială propusă PNL. Știi nu că tocmai a intrat unul. Da, știu. Tocmai a intrat unul, nu știu de unde e, și cu semnătură la securitate, când era în liceu. Și mă gândeam, bă, chiar nu au găsit ăștia, nu mai era nimeni în țara asta care să nu fi semnat la securitate să-l pună pe ăla. Dar vezi, astea sunt șmecheriile cu Alexe, cu nu știu care, cu mama. Da, da. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc tare mult pentru discuția asta. S-a prelungit, știu că e mai lungă decât s-o obișnuie oamenii, dar mie mi se pare foarte reconfortant să vorbești despre acea reformă pe care poți să o pui așa, una, două, trei, patru. Și încă o chestie pe care eu am prins-o în programul meu de candidatură. Mie nu mi se pare corect ca toate ministerele să fie în București. Doamne ajută! De ce? Asta știi că dar... și moldovenii au fost păcăliți la 1850. Acum, sincer, de cum ar suna să fie Ministerul Culturii la Iași? Corect. Ministerul, nu știu... Economiei la Cluj. La Cluj. Ministerul Pădurilor la Harghita. Corect. Industriilor la Craiova sau la Pitești sau la Brașov, unde credem noi că e mai important. Da, sunt foarte de acord că trebuie să rămână apărarea, externele, interne. Evident. Sunt chestii care trebuie să rămână acolo. Dar de ce n-ar beneficia și cetățeanul clujan de niște funcții prin ministere, de niște locuri de muncă, ca să poată... De ce numai bucureștenii pot să lucreze în ministere? De ce acea locuri de muncă numai în București? Și știi că asta e o șmecherie, că dintr-un 1.100.000 de funcționari, vreo 680 și aproape 700.000 sunt cu cartea de muncă la București. Da, chiar dacă muncesc prin teritoriu, da, agenție guvernamentală, da, aia, da, aia, da, aia, șmecherii care se fac și dintr-o dată vezi, bă, București produce 30% din PIB. Zis-o mortul. Da. Și toate alea, toate firmele mari trebuie să verse la București. Da, asta e altă problemă. Și asta am prins-o în programul meu. De ce mari contribuabili trebuie să plătească impozite la București? Și bine, că vine cu reglementarea că conform directivei ANAF, în luna următoare se vor redistribui sumele. Aha. Adică eu să-ți dau ție bani, după aia îmi dai tu cum vrei. Nu, frate, banii rămân aici. Ne gospodărim noi, ne spuneți cât trebuie să vă dăm pentru asta, pentru aia, niciun fel de problemă. Da, eu sunt pentru acea autonomie financiară și administrativă. Și administrativă, foarte da. Important. Da. Pentru că eu am făcut o șmecherie și cu asta chiar închei. Descentralizăm responsabilități și centralizăm resurse. Școala la primărie, da banii la băiatul. Da. Spitalul la primărie, da banii la băiatul. Și după zic, doamne, dar păi descentralizarea nu merge, că uite, în teritoriu sunt numai la oze. Dar el nu zice, le-am luat banii și n-au avut ce să facă. Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc, Amin. Uite, pentru chestia asta eu vă doresc foarte mare, foarte mult succes. Abia aștept să văd mutra ălora când trebuie să intrați la guvernare și ziceți apoi penalul la ce caut acolo. Și apoi să vezi cum scârție, că nu pot să vă zic că e prietenul lui, nici că a luat o șpagă. Și apoi încep negocierile și la sfârșit o zică, ăștia cu ungurul ăsta de Elec Nemente și cu ăla la cu Barna și cu ăla la cu Emanuel Ungureanu, ăștia sunt anii naționali. Noi nu ne putem pune marii noștri investitori. Bine. I-am scos din pușcărie și facem investitori. Doamne ajută-vă! Mulțumim! Nevastă și ție mulțumesc că m-ai filmat. Vezi ce cumintesc? Cu plăcere!